seara tuturor, bine ați venit. O atmosferă extraordinară, atmosfera plină de emoții, plină de emoții pozitive și o atmosferă plină de surprize. Apropo, stimați prieteni, doamnelor, domnilor, eu o să-mi cer permisiunea celor care sunt următorii de a felicita Mirele și Mireasa, Nașu și Nașa. Avem o intervenție surpriză, o livrare de flori cu câteva cuvinte frumoase din partea cuiva, din partea cui încă eu nu știu, dar cel mai bine o să transmit microfonul celui care știe acest mesaj de la cine vine, de unde și pentru cine. Doamnelor și domnilor, dragă Mire și Mireasă, mersi frumos! Bună seara tuturor! Bună seara, Mire și Mireasă, drag Naș! Stați că a venit și ora surprizilor să vă surprindem această seară în deplin, dar de unde și cum o să o fac în curând. În primul rând vreau să rămân, acest buchet de flori sunt pentru Mireasă, așa? Iar acest pliculeț o să-i mân gaz de case, da, noi suntem. Așa, poftim. Dar spuneți-mi, înțelegi de unde vine această surpriză? E surpriză, așa? Bine, ca să nu ghicim, vă spun eu. Mai întâi de toate să vă citesc și un mesaj de felicitare, care cred că prin cuvintele spuse o să înțelegi de unde vine această surpriză. Cui se dedică primele cuvinte? Dragii mei fii, vă felicit cu această zi frumoasă. Noi nu am încurcat, nu? La dumneavoastră, de-a. Ca în această seară sunteți socrii mici. Vă doresc să aveți numai bucurii din partea copiilor, până la adânci bătrânețe. Lenuța și Vladimir, Nana Maria, vă dorește un drum bun în viață, cu respect unul față de altul. Dragoste și înțelegere în familia voastră. Îmi pare rău că nu am reușit să fiu alături de voi în această seară. Vă îmbrățișez călduros, cu drag, Nașa Maria, adică Nașa socrilor mici. Aplauze! Văd că v-ați apropiat, poate aveți dumneavoastră de adăugat ceva. Nașei, să-i transmiți un mic salut. Să rămână istorie, nănășica, te iubim și îți mulțumim mult și o să fim recunoscători și cred că, eu știu, și copiii noștri o să-ți poartă cinstea. Să fii sănătoasă și mulțumim mult! Chiar dacă ești la departare, oricum te simțim alături de noi. Mulțumim pentru mesaj. Nana, mare mulțumim! Te așteptăm acasă cu prima ocazie și te iubim. Te stimăm. Așa, și noi vă dorim petrecere plăcută în continuare. Nu fugiți, facem o poză repede.